Paște cu amenzi de până la 25.000 de lei și asta pentru că, potrivit oamenilor legii, fețele bisericești au oficiat slujbe noaptea învierii cu participarea enoriașilor, deși autoritățile au interzis acest lucru. Cu amenzi au ales și alte persoane care au încălcat prevederile legale emise de Comisia Națională pentru Situații Excepționale. În total, în perioada 18-19 aprilie, forțele de ordine au aplicat 30 de procese verbale pentru persoanele care au încălcat regimul de carantină ori s-au aflat în locuri publice, fără a putea justifica acest lucru. Din numărul total de amenzi, o sancțiune a fost aplicată unui agent economic pentru că a vândut materiale de construcție. Totodată, 33 de conducători auto au fost prinși în stare de ebrietate la volan. Pe numele a 31 de șoferi au fost inițiate dosare penale, iar în cazul a 2 șoferi au fost întocmite procese contravenționale. Angajații Ministerului de Interne aplică amenzi pentru încălcarea măsurilor de răspândire a COVID-19 după ce un proiect de lege privind înăsprirea sancțiunilor a fost votat în 2 lecturi de Parlament. În cazul persoanelor fizice, sancțiunile ajung la 25.000 de lei, iar pentru cele juridice până la 75.000 de lei. Dacă acțiunile celor care au încălcat duc la îmbolnăvirea unor persoane, vinovații se pot alege și cu dosar penal.